Horoscop săptămânal. Berbec. Prima parte a săptămânii este caracterizată de treburi gospodărești. Poți face curățenii generale, planuri de reamenajări interioare sau te poți orienta și către o locuință nouă. Dialogurile cu membrii familiei și cu neamurile sunt frecvente. Unele purtate pe tonuri înalte, cu acuze mai mult sau mai puțin fondate. Relațiile cu persoana iubită și cele cu copiii sunt active în a doua parte a săptămânii. Este posibil apariția unei noi legături amoroase, din care poate rezulta un copil. Atenție la modul de relaționare cu cei din jur. Nu prea ai tu chef de distracții și aventuri, însă încearcă să nu strici și cheful altora. Toate vin în beneficiul tău până la urmă, chiar dacă acum nu pare. Spre sfârșitul săptămânii, se întrezăresc multe treburi de făcut la locul de muncă, sănătatea este vulnerabilă. Ocupă-te doar de activități ușoare și odihnește-te mai mult. Taur. La începutul săptămânii ești mai mult pe drumuri. Scopurile pot fi diverse, de la cele în interes de serviciu la cele de agrement. Pe de altă parte, este posibil să fii tentat să te implici în cursuri scurte legate de artă, psihologie și discipline economico-financiare sau orice alt domeniu plăcut sufletului tău. Relațiile cu neamurile și cu prietenii apropiați sunt dinamice și controversate. A doua parte a săptămânii evidențiază segmentul domestic, fie prin treburi specifice, fie prin întâlniri și dialoguri cu membrii familiei și cu neamurile. Poate și la iveală secrete de familie, acțiuni și decizii ale membrilor familiei, care pe undeva contravin nevoilor sau dorințelor tale. Discuțiile în contradictoriu vor fi la ordinea zilei, însă succesul va fi de partea ta. Delimitarea între viața ta și a celorlalți o poți face mai ușor acum. Gemeni. Începutul săptămânii îți aduce discuții și aspecte legate de bani. Sunt posibile cheltuieli majore, însă primești salariul sau un bonus. Poți descoperi nereguli în documentele financiare sau în cele care atestă că deții bunuri personale. Fii prudent și verifică totul cu atenție, eventual și cu ajutorul unui specialist în domeniu. Cum impulsivitatea este accentuată, iar gândirea prea critică, ar fi bine să te controlezi și să lași deciziile majore pentru următoarea săptămână. Relațiile cu anturajul apropiat se vor evidenția în partea a doua săptămânii, fie prin dialoguri deosebite, fie prin acțiuni comune. Evită să-ți divulgi planurile și să emiți păreri la adresa altora. Unii te pot înțelege greșit și de aici un șir lung de neplăceri. De asemenea, este posibil să decizi că atitudinea față de rude și prieteni apropiați trebuie reconfigurată. Pentru ultimele zile ale săptămânii indicate sunt treburile gospodărești, vizitele în locurile natale și acțiunile comune cu persoana iubită și copiii. Rac. La începutul săptămânii, debordezi de energie. Ești hotărât să te ocupi de tot și de toate și chiar vei reuși, însă agresivitatea și graba sunt accentuate. Este posibil să fii nevoit să reiei unele activități personale sau profesionale, mai ales pe secțiunea detalii. La nevoie, roagă pe cineva apropiat să te ajute. Ești foarte vulnerabil, astfel că orice ajutor, cât de mărunt, poate face minuni în toată regula. Recomandate sunt regimurile alimentare, tratamentele de întreținere corporală, dialogurile cu specialiști, în dezvoltare personală sau participarea la cursuri și seminarii dragi sufletului tău. În a doua parte a săptămânii se întrezăresc cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian. Totodată este posibil să primești bani, cadouri sau recompense de la cine nu te aștepți. Pe de altă parte, îndemnul astrelor este legat și de schimbarea sistemului valorilor morale. A găsi echilibrul între latura materială și cea spirituală a vieții este cea mai mare provocare a acestei săptămâni. Leu. În primele zile ale săptămânii nu prea ești vizibil în peisaj. Sufletul tău are nevoie de odihnă și de un nou plan de viață. Se pot evidenția afecțiuni mai vechi sau mai noi, de aceea fii prudent și îngrijește-te corespunzător. Pe de altă parte, este o perioadă bună pentru discuții tăinuite cu oameni de încredere. Informațiile obținute pe căi neconvenționale pot fi frecvente și foarte utile. În a doua parte a săptămânii, astrele îți vor oferi o energie și un farmec aparte. Te vei simți mai bine, dar nu forța nota. Sunt momente bune pentru a-ți trasa noi direcții de urmat și pentru a-ți revizui în totalitate modul de a relaționa cu cei din jur. Poți decide să urmezi anumite diete, un program de exerciții de întreținere corporală sau pur și simplu să studiezi domenii de avangardă. Spre sfârșitul săptămânii apar cheltuieli cotidiene.
Fecioară. Interesantă și controversată săptămână la capitolul prieteni. Se pot vine înțelegeri datorită divergențelor de opinii, însă le poți depăși cu puțin efort și bunăvoință. Pe de altă parte, astrele îți vor trimite raze în zona mentalului profund. Astfel, sunt posibile insomnii, stări de neliniște, vise premonitorii sau viziuni. Bine este să reții ideile apărute în gândurile tale în această săptămână sau sfaturile celor din jur, întrucât ele alcătuiesc esența următoarelor evenimente din viața ta. Stările de sănătate vor fluctua mult. Nu se recomandă consultații, analize medicale sau intervenții chirurgicale pe segmentele anatomice, amintite decât în cazuri ce nu suportă amânare. Ocupă-te doar de activitățile de rutină și încearcă să te odihnești mai mult. În ultimele zile ale săptămânii îți vei reveni, apărând în mijlocul celorlalți, refăcut și cu poftă de viață. Trasează-ți planuri noi și apropie-te de oameni erudiți. Balanță. În prima parte a săptămânii, cariera și poziția socială sunt preocupările dominante. Este o perioadă de mari răscoliri, fiind posibile turnuri ale unor situații considerate până nu demult sigure și confortabile. Poți obține favoruri sau chiar îndatoriri noi la locul de muncă, ce îți vor aduce faimă și recunoaștere, însă ceva funcționează defectuos. Există persoane în jurul tău care nu te văd cu ochi buni, astfel că ai nevoie de eforturi serioase pentru a depăși neplăcerile. Referitor la prieteni și la susținătorii din sfera socioprofesională, este bine să-i selectezi și să păstrezi alături de tine doar pe cei care îți sunt recomandați de sufletul tău. Impulsivitatea și graba te pot împinge la greșeli greu de remediat. Spre finalul săptămânii, vei resimți oboseala acumulată. Este posibilă activarea unor probleme de sănătate. Momentele de izolare și dialog doar cu tine însuți sunt cele mai potrivite pentru a te reface. Scorpion. O săptămână dinamică pentru relațiile cu străinătatea, pentru călătorii, dar și pentru activități intelectuale. Sunt posibile evenimente interesante, răscolitoare și pe segmentul muncii legat de străinătate, parteneri străini sau interviuri pentru un job. Șefii îți vor recunoaște meritele și îți vor răsplăti eforturile depuse în ultimul timp. Sigur că vor fi și voci împotriva ta, însă vei avea suficientă forță să depășești totul cu bine. S-ar putea să ți se ofere un nou post de conducere sau responsabilități deosebite. Recomandabil este să discerni cu atenție ofertele. Există multe controverse în acest segment de viață, dar schimbarea este inevitabilă. Te poți ocupa și de demersurile specifice propriei dezvoltări educaționale. Vizionează piese de teatru, filme bune sau ascultă concerte de muzică. Chiar și participarea la cursuri și seminarii cu teme spirituale sunt binevenite. În ultimele zile ale săptămânii sunt momente potrivite pentru a te întâlni cu prietenii. Secetător. În primele zile ale săptămânii te poți ocupa de chestiuni financiare. Este vorba despre taxe, facturi curente sau demersuri specifice banilor și bunurilor comune cu alții. Este multă forfotă în zona finanțelor, fiind o perioadă în care sunt posibile tot soiul de controverse. Se conturează elemente noi în zona relațiilor cu străinătatea și a studiilor superioare. Sunt momente favorabile de a începe o formă de școlarizare pe termen lung sau într-o altă țară. Pe de altă parte, dorința de a te ocupa în mod special de sufletul tău va fi evidentă. De bun augur sunt activitățile culturale sau dialogurile cu oameni interesanți. Este posibil să-ți redefinești legătura cu planurile divine, reușind să înțelegi că totul are un rost. La finalul săptămânii este nevoie să te ocupi de carieră sau de imaginea ta în ochii celorlalți. Se conturează un nou și interesant capitol profesional. Capricorn. În prima parte a săptămânii, relațiile parteneriale și colaborările sunt în prim plan. Discuții aprinse, revenirea asupra unor subiecte delicate vechi. Chiar dacă vei avea tendința de a respinge orice vine din partea celorlalți, ai încredere că astrele aranjează totul în favoarea ta. În plan financiar se conturează discret câștiguri din activități profesionale colaterale locului de muncă, însă ceva este periculos și bine ascuns. Totuși este posibil apariția unui binefăcător necunoscut care să-ți faciliteze momentan accesul la banii și bunurile altora. Dialogurile și demersurile legate de taxe, impozite, datorii, relații cu instituțiile bancare sau chestiunile legate de moșteniri sunt active. La sfârșitul săptămânii pot apărea aspecte legate de călătorii și studii în străinătate. Sufletul tău are nevoie de rafinare.
Astfel că vizionarea unei piese de teatru, unui film bun sau reuniunile cu cei dragi sunt binevenite. Vărsător. Pentru tine, locul de muncă și sănătatea primesc energii deosebite care vor răscoli totul. Poți primi noi sarcini de serviciu plăcute sau mai puțin, alături de colegi binevoitori sau mai puțin binevoitori. Sănătatea este foarte vulnerabilă, bine fiind să te îngrijești corespunzător. Sunt posibile consultații, analize medicale și chiar intervenții chirurgicale. Segmentul relațiilor parteneriale și al colaborărilor se va remarca prin discuții aprinse. Un soi de barieră se construiește între tine și ceilalți, de aceea fi foarte prudent. Pe de altă parte, bine ar fi să faci ordine și curățenie în rândul colaboratorilor și proiectelor tale. Există în preajma ta colaborări nepotrivite stilului tău de lucru sau departe de interesele tale. Dispui de suficientă forță pentru a-ți susține punctele de vedere și pentru a reuși în tot ceea ce îți propui. Financiar se deschide un nou capitol pentru secțiunea bani și bunuri comune cu alții. Pești. Creativitatea, relațiile sentimentale și cele cu copiii devin prioritare pentru tine încă din primele zile ale săptămânii. Se întrezăresc discuții aprinse, reluarea unor acțiuni comune mai vechi ce nu au fost înțelese sau finalizate. Există ostilitate pe segmentul amoros, de aceea fii prudent și nu da curs primului impuls. Controlează-ți reacțiile, evită critica și ai răbdare. Tăcerea e de aur în această săptămână și pe toate segmentele vieții cotidiene. Canalizează-ți energiile spre implicarea într-un hobby. Asta te relaxează, te amuză și îți oferă încredere în tine și în tot ceea ce te înconjoară. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător. Recomandabil este să te ocupi de activități ușoare, de rutină și să fii cât mai discret. Odihnește-te mai mult, plimbă-te în aer liber și folosește remedii naturiste. La finalul săptămânii se conturează un nou capitol partenerial. Horoscopul săptămânii.